Hei, yo! Salutare jupăneilor! Bine ați venit la un nou episod de și despre FIFA 19, un nou clip din seria voastră favorită, Pack Opening. Asta suntem pe contul mic, de unde o să deschidem 9 pachete, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați repejor, dați un șut de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați, știți voi ce, dacă nu știți, clopoțelul. Hei! Hai să vedem dacă am reușit să rămânem rang 2. Aș fi foarte dezamăgit dacă punctajul a crescut peste ce am realizat eu, dar sper că nu. Ia să vedem. Ok, uite că am rămas. Și o să luăm, bineînțeles, varianta în tradable, 2 mega pack-uri și 2 pachete de 50.000 rare player pack. Ok. Nu interesează nici banii, nici pachetele tradable. Vrem show. Deci am 230 de puncte. Asta e că ăsta e Rivals, nu-i Food Champions. Ok, am înțeles. Bam, bam, bam. Hai să vedem. Un Team of the Week genial, din câte am observat. O să vină și episodul cu Food Champions, să-l dau separat, fiindcă trebuie să dăm content zilnic, nu? Frățiorii mei. Și ideea, oricum nu vreau să amestec Rivals Pack Opening-ul cu Food Champions, că sunt două serii diferite, diferite. Bun, hai să vedem ce avem. Două pachete de 15.000, de fapt 4, că astea pre-order, Prime Mixed, 2 Mega Pack-uri și două pachete de 50.000, cele mai grele din acest episod. Să sperăm că o să luăm și ceva. Hai să începem cu astea. Să avem, primim și noi, frate. Am avea nevoie pe contul ăsta. Bun. Ne-am Volant. Cine? Nu, e UT. Ok. Slab. Pachet de 15.000. Am luat pe UT. Alți jucători. Didai. Nu-i rău, Didaio. Un K. Danilo. Slabuț. Backbone nu face nici el. Ok, încă unul se preconiza albumul, măcar port. E port și ce avem? Avem Spania, Striker, l-avem pe Moreno, Gerard Moreno. Adoriz era mai bombă, dar ce să facem? Adoriz era și 85 parcă, dar nu-i nimic. Finisher, Allianz Arena. Așa, boing. Hai să dăm și în alea de la pre-order. Pachete din care nu prea am luat nimic momentan. Nici măcar. E Ben Davis, cine? Da, Ben Davis. Da, Tottenham Hotspur. Pam, 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 pam. E și el dublură. Shadow. Uite că nu-i rău. 5.000. Sigla Parisului nu se dă. Ben Davis nu-i foarte scump. Și de asta decent. Oricum nu e pachet wow. Mă așteptam și eu, nu știu. Mă aștept să văd când o să iau un walkout din pachetele astea. Să văd, bă, a meritat să dau pre-order sau sal. Că văd că nici port nu iau. Ni l-a dat pe Paul Lopez. Dar nu mai sunt ce erau anul trecut pachetele astea de 15.000 de coins. Ok. Acum o să dăm în asta Prime Mixed ca să rămânem cu cele în tradable. Bun. Bort. Nu. Ești măcar contrar. Ne dă pe Moia. Deci niciunul nu-i rare. Vă vine să credeți. Probabil ne-a dat bronz. 4-5 bronz. Nu, 3 și 3. Ha. E incredibil. Dar n-avem ce să facem. Acum o să dăm un mega pack-uri și terminăm cu rare player spec. Hai să vedem. Le luăm din spate în față. Ai, ai, ai. Hai, inform ce e. Brazilia. Hai, nu cred. Pe ăsta l-am luat și pe contul mare. Bă, nu puteam să mi-l dea aici pe Pato, frate. 83 Pato. Nu cred că e Walkout la 83 în formă. Sau e? Nu cred că e. Mamă, cât de mult m-aș fi bucurat cu patul ăla, mă. Dar uite că nu vrea, mă. Mi-l dă pe Hilton.
și pe contul mare și pe contul mic. E incredibil așa ceva. A, nu, până la urmă, ia uite, squat fitness, așa da, frate. 7 squat fitness-uri. Mi-e ciudă puțin, că na. M-ar fi ajutat patul ăla și era 83, 82, 83, the same shit. Asta e, n-avem ce să facem. Mergem mai departe, nu? Mereu mergem mai departe. Aici n-avem nici măcar port. Îl dă pe Rami, Adil Rami. Ai, ai, ai. L-am dublură și pe ăsta. Bam, bam, bam. Hulk. Face și ăsta ceva, dar nu foarte mult. Adil Rami. Care parcă e cu Pamela Anderson, din cunoștințele mele. Destul de ciudat, dar parcă nimic nu mai este ciudat. Hai să... să vedem astea. Băi, oare ne dă și nouă un walkout? Hai, pachet de 50.000. Doamne ajută. Să vedem ce zic. Avem walkout. Și e scrim, mă, piși pe el scrim. Hai, frate, Ochoa. Asta e tot ce-mi dai? Are you fucking kidding me? Boy. Hai că-i bătaie de joc, pe bune. Nu voiam scream, frate. Nu voiam fucking scream. Cu siguranță nu mai e nimic în pec. Dacă ți-l dă pe Ochoa primul. Cu toate că ăsta e special, dar slabe șanse. Băga mea și picioarele. Hai de capul meu. Da, v-am zis. Oricum, e, n-am ce să fac cu el, că e... untradeable. Și de asta nu prea se cere la SBC-uri. Doar la rating. Și de ce să bagi unul că un 7-7 e sub 1000 coins. Aia e, na, ce să facem. Astea specurile. Mă așteptam și eu. Acum nu o să mai dea walkout, vă dați seama. Mă așteptam la un walkout ca lumea să-mi dea. Aia e, hai, ultimul pack. Slăbuț pe opening-ul de astăzi. Uite că e, dar nu-mi da din nou scream card. Ok. Este normal și Spania, CM. Mamă, Thiago, hai de cap, bă, doar tăștia, mă. Thiago Alcantara, nu e bun de nimic. Bine, arată, deci, bine, pentru un CM mai mult CIM, aș zice, bă. Na, Spania, nu știu, Ramos, frate, de ce nu mi-ai dat Ramos? Vamos, Ramos. Na, asta e, până la urmă, bine că a fost walkout, nu? Putea să nu fie nici bord, cum am văzut alții din pachete grele. Ne-a mai dat și un inform, Raul Albiol și cam atât. Asta o să-l folosim, bineînțeles. Thiago, 20.000. O să intre la vreun SBC ceva de Icon pe viitor. Jarstein. E deja untradeable. Ok. Da, băi, ăsta a fost pe opening-ul. Dacă luam un walkout bun sau mi-l dădeam măcar pe pat în loc de Hilton, eram cât de cât bucuros. Dar așa n-a fost cine știe ce. Totuși, ce să facem? Mergem mai departe. Eu am fost Sordaciu și ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Voi ați fost și rămâneți pe viață cei mai tari jupâni și... până data viitoare, dăm cu pace, stimă, iubire, credință și a big boy, a big smoke, respect pe viață!